Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Războiul din Ucraina a provocat perturbări în multe domenii. Unul dintre cele mai afectate este agricultura, o ramură primordială pentru Republica Moldova. Lucrările agricole de primăvară au început deja, iar prețurile pentru motorină, îngrășăminte și fertilizanți au crescut semnificativ. În 2021, Republica Moldova a importat peste 70% din îngrășăminte din Federația Rusă și Ucraina. În contextul situației actuale, vor fi afectați atât fermierii cât și consumatorii. Creșterea costurilor de producție, majorarea prețurilor pentru unele alimente și soluțiile viabile pentru activitățile în agricultură sunt subiectele emisiunii Obiectiv Comun de astăzi. Fiți alături! Sectorul agricol, ca și alte sectoare, se ciocnește cu un șir de probleme și principalele probleme comune care sunt scumpirile. Scumpirile la energie electrică, scumpirile la gaz, nemijlocite în sectorul agricol sunt scumpirile la îngrășăminte, sunt scumpirile la motorină. Bineînțeles că agricultorii în acest caz sunt primii cei care sunt afectați și bineînțeles că aceasta duce la scumpirile în lanț. Ministerul Agriculturii a pregătit un pachet de măsuri, de propuneri care vin în ajutorul agricultorilor și anume ca să ofere parțial compensări la majorarea costurilor atât la fertilizanți cât și la motorină. Acest pachet de propuneri este îndreptat către guvern și rămâne ca să avem o ședință unde de comun acord vom conveni exact în ce măsură vor fi aprobate aceste măsuri. Vreau să adaug că deci nu ne limităm numai la acele măsuri de a oferi compensații parțiale pentru motorină, pentru procurarea îngrășămintelor, dar de asemenea avem un șir de măsuri ca să-i sprijinim pe agricultori să treacă mai ușor peste aceste probleme cu care ne ciocnim în prezent. Agenția de intervenție și plus pentru agricultură și în acest an vine cu cele programe deja bine cunoscute de producătorii agricoli prin mecanism subvenției post-investițional, subvenții în avans pentru start-up, pentru dezvoltarea proiectelor start-up și pentru proiecte de dezvoltarea rurală, subvenții ca acordate pentru crescătorii de animale, vorbind de bovini, ovine și caprine. Sunt aceste mecanisme deja care sunt implementate. Doar că în acest an subvențiile post-investiționale vor fi redirecționate după 4 categorii de producători agricoli. Aceasta este ceva nou, inovativ pentru producătorii noștri, fiindcă producătorii micro sunt producătorii care au până la 2 hectare de teren, producătorii mici până la 10, producătorii mijlocii 75 și producătorii mari de la 75 în sus. Astfel că fiecare din aceste categorii de producători vor obține anumite facilități prin subvenții majorate. Domeniul agricol este foarte afectat din mai multe considerente. Ne referim la scumpirile în lanț care au loc în ultimul timp. Dacă ne referim mai la agricultură, deci mă refer la mijloace de producție, plus scumpirea combustibilului care o avem zi la zi, situația în țara vecină care ne afectează foarte mult economia. Și aici deja vorbim și de comercializarea producției, vorbim de export. În ultimele zile apar tot mai multe voci care spun despre problematica obținerii creditelor pentru circulante și toate acestea creează probleme foarte grave pentru începerea anului agricol, pentru că lucrările de primăvară încep să derulească. La începutul lucrărilor de primăvară, anume această criză a prețurilor, ne dă foarte multe probleme și dacă nu vor fi plantate acum câmpurile, dacă nu se vor efectua aceste lucrări, noi riscăm să fim într-o criză alimentară destul de acută și desigur că și economică pentru spațiul rural, deoarece agricultura stă la baza economiei rurale.
Totodată, în paralel, fermierii înțeleg situația din țară, înțeleg situația care s-a creat și cu acel deficit bugetar condiționat de situația în regiune și refugiații care sunt în țară. Ei, pe potriva posibilităților, ajută foarte mult și refugiaților, se implică și în această criză umanitară, dar în același timp ei vor susținere și suport din partea statului. Și noi suntem absolut siguri că dacă va fi suport, agricultorii vor face tot posibilul pentru a asigura țara cu produse alimentare și pentru a nu admite o criză alimentară în Republica Moldova. Ei sunt acei care muncesc, ei sunt, au o încredere că acest suport va veni. Din localitățile rurale este situația asta energetică, motorină scumpă, benzină scumpă. Nu mai zicem, dacă lipsesc acestea, acum se încep lucrările de primăvară. Cel mai important este începutul lucrărilor de primăvară. Toți plâng, adică cu prețurile foarte mari. Noi înțelegem că situația nu este dictată de țara noastră, înțelegem că pe plan mondial este aceeași situație, dar oamenii permanent se jăluie și vor cumva să aibă un ajutor de la stat, de la guvern, ca să poată să reziste. Experții în politici economice trag un semnal de alarmă și spun că agricultura va fi unul dintre domeniile afectate cel mai mult în 2022. Fiecare început de primăvară reprezintă, de fapt, un examen de maturitate, atât pentru agricultori, cât și pentru guvernare. De această dată, războiul din Ucraina face și mai dificil acest test. Despre obiectivele fermierilor pentru noul an agricol, dar și strategiile naționale de reabilitare și de susținere a domeniului, discutăm în această seară. Invitatul emisiunii este domnul Anatolie Fala, secretar general Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Fala, avem deci acest context, vorbim despre sectorul agricol care, practic, ca și celelalte, suferă perturbări din cauza războiului din Ucraina, scumpiri la gaz, electricitate, motorină, îngrășăminte. Care, de fapt, este situația momentului și cum aceste lucruri vine să afecteze nemijlocit începutul anului, sezonului agricol, iată, care a început deja de două săptămâni? În primul rând, vreau să mă adresez la toți agricultorii. Am trecut vremuri și mai grele, deci trebuie să fim optimiști și sunt sigur că vom trece cu brio și această provocare care este. Am 27 de ani de activitate în domeniul agricol, începând de la cel mai mic nivel, zicem, după studiile universitare și la moment, la postura de inițiator, zicem, de politici la Ministerul Agriculturii. Cunosc foarte bine sectorul agricol la toate domeniile, deci și cunosc care sunt grijile fermierilor, scumpirile acestea care au dus la majorarea, deci prețului la motorină, la îngrășăminte, deci creează probleme pentru a face o predicție, să zicem așa. Bine, trebuie să investesc, trebuie să fac lucrările agricole, dar care va fi și costul final. Deci, spre deosebire de anul trecut, în aceeași perioadă, îngrășămintele s-au scumpit de 3 ori, cel puțin de 3 ori. Dacă avem la cultura de grâu în jur de 1.400 de lei cheltuieli pentru îngrășăminte, la momentul actual, aceste cheltuieli se ridică la 4.000 și chiar până la 5.000, în dependență de ce cantitate de îngrășăminte trebuie să fie aplicate, fiindcă vorbim dacă de culturile cerealiere de toamnă, avem la moment 255.000 de hectare de grâu, 45.000 de hectare de orz de toamnă și la 25.000 de hectare de rapiță. Deci, alt moment încă a fost că în toamnă nu toți au reușit în termeni optimi să se seamene, fiindcă au fost și ploi, și avem o parte din semănături care au intrat în iarnă nepregătite sau, să zicem, cu gradul de înfrățire jos,
cu numărul de rădăcini active nedezvoltate. Deci, la momentul actual, ce trebuie să fac fermierii? Trebuie să aplice la acele semănături care sunt mai puțin, să zicem, viabile sau, să zicem, sunt afectate, o îngrășare, deci cu îngrășăminte de azot, cu o cantitate, să zicem, undeva la cel puțin de 100 de kilograme sau 120 de kilograme. Întrebarea este de unde să luăm îngrășămintele acestea. Deci, stocurile de anul trecut și cele care au fost aduse până a începe războiul din Ucraina sunt estimate la circa 110.000 tone din necesarul anual, de care îl avem noi nevoie, între 250 și 270.000 de tone. De aceea, să zicem așa, o parte din fermieri care s-au asigurat și din toamnă sau poate să procure acum, deci necesită în primul rând să utilizeze aceste îngrășăminte pentru a fortifica grânele de toamnă, astfel ca să obținem recoltă bună la grâu și să asigurăm și eficiența, să zicem, utilizării acestor îngrășăminte, că ele dau anume speranța de recolte mai bune și, a doilea, de siguranță de alimentarea țării, că vom fi asigurați cu grâu. Dacă vorbim de recolta de grâu din anul trecut, noi am avut o recoltă record de peste 1,5 milioane tone. La momentul actual, peste 400 și ceva de mii de tone sunt stocate. Deci, ceea ce noi putem să spunem cert, că până la nouă recoltă nu va fi nicio, cum zice, o penurie, să zicem așa, o lipsă de cereale, inclusiv pentru consumul uman, cât și pentru sectorul zootehnic. Pentru cultura porumbului, deci anul precedent, la fel o recoltă mult pe tot, să zicem, lanțul de producere, începând de la nord și până la sud, de peste 3,3 milioane tone. Deci, la moment, piața este asigurată și cu acest produs. Dacă vorbim de floarea soarelui, la fel, recolta a fost foarte bună și avem și la momentul actual pe piață peste 200.000 de tone de floarea soarelui, să zicem, undeva la peste 500.000 de tone de porumb. Deci nu va surveni careva, să zicem, lipsuri cu asigurarea cu aceste produse. Dacă să vorbim la costuri de cultivare, la porumb, la floarea soarelui, să zicem, și porumb nu s-au scumpit din culturile de primăvară prețurile la semințe, deci nu sunt schimbări majore. Unicele schimbări, deci și la fel nu s-au făcut schimbări majore la produsele de uz fitosanitar, deci, o, zicem așa, o mică creștere doar de vreo 7% la produsele de uz fitosanitar care sunt fungicide. La insecticide, practic, au rămas aceleași prețuri, dar la îngrășăminte, la floarea soarelui, deci și la porumb, care sunt consumatoare de îngrășăminte, deci la fel, prețurile, spre deosebire de anul trecut, majorează sau vor majora costul final, cel puțin la fel cu 4.000 jumătate, 5.000 jumătate. În structura costului final, la fel, vine o majorare de circa 1.000 jumătate de lei care se datorează scumpirii la motorină. În felul următor, dacă să zicem așa, pragul minim de recoltă care ar trebui pentru a reîntoarce toate cheltuielile la cultura de grâu ar fi cel puțin minim, zicem așa, de 3 tone la hectar, cu condiția că prețul de realizare să fie numai jos de 3,20 lei, ceea ce a fost și în sezonul 2021. La cultura de porumb, recolta care ar trebui să fie, ar fi necesar de cel puțin undeva 4 tone și jumătate, 4,600, la un preț la fel, numai mic, de 2,6-2,8 lei. Și la cultura florii soarelui, deci ar trebui să avem o recoltă de cel puțin 1,5 tone, dacă luăm în considerație că prețurile de anul trecut, care au fost în jur de 8,59 lei. Că la momentul actual, la cultura florii soarelui, avem prețuri
de achiziție de 17 lei 50 până la 18. Deci, cumva, pentru culturile de bază avem asigurări că pentru anul viitor avem resurse la nivel de semințe, cel puțin în îngrășăminte, pentru a ne asigura pentru perioada imediat următoare. La îngrășăminte nu le avem încă pe toate. Exact. Îngrășămintele. Paralel, iată, la acest subiect, un obiectiv ar trebui să fie pentru agricultori, pentru autorități, căutarea altor piețe terțe. Evident, în acest context apare și subiectul prețului. Cumva ne imaginăm că vor fi, este vorba despre problema costurilor. Întrebarea ar fi dacă se analizează și ideea subvenționării prețurilor la îngrășăminte. Sau altfel spus, în context textul actual suferă anumite modificări, inclusiv și politica de subvenționare în agricultură? Deci, cum am menționat colegii mei în reportajul anterior, Ministerul Agriculturii face doar la un singur sector plăți directe. În sectorul zootehnic se face plățile directe per cap de animal. 7.000 de lei per cap de animal de bovină din sectorul de lapte și 500 de lei pentru sectorul de ovine și caprine. La sectorul agricol, deci a culturilor de câmp, horticol, noi nu avem plăți directe la hectar, deci sunt suportul statului, sunt sub formă de investiții sau post-investiționale. Deci ne gândim la fel împreună cu asociațiile de fermieri de a face schimbarea, inclusiv, eu știu, pe viitor la acordarea unor plăți care ar fi directe pe unitatea de suprafață, reieșind din specificul sau, zicem, specie care va fi cultivată. Noi am făcut o analiză profundă, deci privitor la lipsurile acestea de posibilități de asigurare cu îngrășăminte și prețurile care sunt înalte și la îngrășăminte și la motorină, am făcut demersurile respective la guvern și suntem în așteptarea la fel unei decizii care va fi luată de guvern. Am lucrat pe platforma atât a parlamentară, a Comisiei Parlamentare de Agricultură și Alimentație, Guvernul și Ministerul Agriculturii. Am avut multe întâlniri și cu fermieri, am luat în considerație nu numai aspectele acestea ce țin de asigurare și cu mijloace de producție și, să zicem, niște subvenții monetare pentru a diminua costurile acestea înalte, dar inclusiv am luat în considerație și anumite elemente de politici fiscale, ceea ce țin de TVA, ceea ce țin de unele vacanțe, să zicem noi, unele facilități, deci, care ar putea să le facă statul. Deci tot asta este într-un pachet pregătit pentru guvern și sperăm că în cel mai apropiat timp o să venim cu un mesaj pentru agricultori, pentru a-mi spune care sunt soluțiile. În ceea ce privește asigurarea la fel cu semințe și cu îngrășăminte pentru gospodăriile care sunt mici, medii și micro, care sunt, să zicem, cel mai mult afectate. Deci, pe platforma donatorilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat un dialog cu așa organizații ca Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație, Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă, FNUD și Delegația Uniunii Europene. Deci, fiecare din acești donatori vor veni cu niște proiecte de asistență pentru fermieri, anume din aceste, să zicem, acei care sunt mai mici și din zone care sunt mai defavorizate, cu suport la procurarea de semințe, cu suport la procurarea de îngrășăminte. Deci, la fel vom face tot ce este posibil, deci pentru a asigura și fermierii care sunt mari, să zicem, pentru a avea facilități la acces la subvențiile de stat, cum am menționat și colegii mei, deci pentru anul acesta avem alocat 1,5 miliarde de lei pentru subvenții, pentru diferite investiții în agricultură. Deci cam acest mesaj am vrut să aduc fermierilor. Domnule Fala, care de fapt sunt acele țări, destinații din care am putea importa, iată, fertilizanți, îngrășăminte? Este o anumită viziune și la acest aspect?
Deci noi am căutat și nu numai noi am căutat, am inițiat acest dialog și cu mediul de afaceri, fiindcă avem companii care sunt specializate în asigurarea cu mijloace de producție, noi vorbim cu inputuri de producere. Problema este că nu numai la noi este lipsă de îngrășăminte, este lipsă de îngrășăminte și în Europa, din regiune, din cauza costului înalt la gaze. Și aceeași probleme sunt și la vecinii noștri în România. Să zicem, întreprinderea cea mai mare din România, Azo Murgeș, care anual produc până la 1,5 milioane de tone de îngrășăminte, la momentul actual nu funcționează. Deci noi avem importuri la momentul actual din Tajikistan, din Uzbekistan. Deci, la fel, o delegație parlamentară și guvernamentală au fost în Azerbaijan, deci în luna februarie, și deci de acolo la fel vor fi inițiate importuri de îngrășăminte. La momentul actual avem și importuri care au început înainte de război sau în perioada imediată a acestui război și avem în Ucraina blocate o cantitate așa importantă de îngrășăminte pe care sperăm zilele acestea să o deblocăm împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Afacerilor Externe. Fiindcă este situație de război și înțelegem și noi, dar sunt bunurile care trebuie să fie aduse. Deci noi vorbim de o cantitate de circa 10.000 de tone de îngrășăminte, care la fel în cel mai apropiat timp vor ajunge pe piața noastră. Sunt deja care sunt importate din aceste țări care am menționat. Și până la începerea războiului, la fel au fost importate și din Ucraina, deci îngrășăminte. Am spus că la momentul actual nu este lipsă totală, să zicem, de acest mijloc de producție. Lipsa poate să se survină peste o lună, o lună jumătate. Deci noi avem în perioada aceasta timp, dar timpul este foarte scurt pentru a găsi soluții. Deci unica soluție care este să importăm din aceste țări, dar evitând intrarea prin Ucraina. Deci de-a lungul Mării Negre. În acest sens, care de fapt sunt acele culturi poate cel mai mult dependente de îngrășăminte? Ca să înțelegem care sunt și afacerile din agricultură, cele mai vulnerabile din acest context. Hai să zicem așa, toate culturile au nevoie de puțin îngrășământ în faza inițială de semănat, până ele își dezvoltă sistemul radicular și se dezvoltă plantele. Dar dacă vorbim din culturile care cu consum înalt, sunt sfecla de zahăr, este floarea soarelui, porumbul, deci mai puțin cerealierele și cel mai puțin sunt leguminoasele pentru babe. Aș spune că anul acesta este un an când producătorii agricoli ar putea să cultive aceeași soie, mazăre, fasole, deci nu numai ca culturi care leguminoase, care sunt solicitate pe piață, dar și ca fixatoare de azot atmosferic. Deci și culturile premergătoare ar avea un rezervă de cel puțin un 50 de kilograme de substanță de azot activ în sol. Mai ales de la aceasta, Ministerul Agriculturii la fel a propus prin hotărârea de guvern 455 o subvenție monetară la unitatea de suprafață pentru aceste culturi. Această hotărâre de guvern este la ultima sută de metri, deci ca să fie adoptată ulterior de guvern și va fi o susținere de 1500 de lei la hectar pentru aceste culturi, deci pentru procurarea de semințe. În dialogul pe care îl aveți nemijlocit dintre minister și asociațiile de agricultori, ce spune Breasla, domnule Fală, la nivel de provocări? Care sunt poate cele mai mari necunoscute ale lor în această perioadă? Pentru că sunteți într-o cooperare și într-un dialog permanent de, nu știu, de la prima zi de război, pe data de 26 februarie până în prezent. Este o situație, zicem, incertă cu piețele de comerț pentru produsele agricole. Deci, dacă să zicem la multe culturi, noi ne-am reorientat pe piața Uniunii Europene, deci noi avem din sectorul agricol la circa 64% din produse agricole sunt exportate în Uniunea Europeană și în bazinul la fel Mării Negre. Noi vorbim de cereale, noi vorbim de prune, vorbim de struguri de masă, vorbim de legume, de fructe, la fel de nuci, de sectorul viticol,
Atunci, iată, la sectorul merelor, deci noi avem o dependență, să zicem, foarte, să zicem, totală de piața CSI, fiindcă aproape 97% export de măr se făcea în Federația Rusă și vreo 3-4% pe alte piețe, cum ar fi Kazakhstan, Uzbekistan. Noi vorbim de o cantitate de 220-240.000 de tone. Și asta este o provocare pentru fermieri, este o provocare și pentru Ministerul Agriculturii de a găsi și urgent acum noi piețe. Noi avem în stoc circa 120.000 de tone de măr care pot fi exportate în Federația Rusă, dar costul, deci, de transport, deci, s-a dublat. Noi vorbim de un preț de până la 7.000 de dolari per unitate de transport și pe un traseu care este mai lung de peste 1200 de kilometri. Adică noi trebuie să facem exportul prin România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Belorusia și în Rusia. Ceea ce aceste costuri duce la un preț mult mai mare la merelor pe piața rusească și la un preț necompetitiv. Deci s-au intensificat exporturile în România, chiar în această săptămână avem peste 300 și ceva de tone de măr exportat. Sunt în căutare atât și Asociația Moldova Fruct, cât și Ministerul pentru piețele din extremul, din Orientul Mijlociu și vorbim din țările arabe, la fel Egiptul. Nu sunt sigur că vom reuși, să zicem, toată cantitatea să o exportăm. Ceva se va consuma și pe piața internă, iar ceva, pentru careva cantitate, va fi necesar de căutat soluții, poate la procesare. Deci suntem în negociere acum și cu alte piețe pentru a debloca, să zicem, acest sector și de a intensifica exporturile. Dacă luăm un exemplu concret, poate, această idee, această tentativă, de fapt, eforturile de a reorienta exporturile de la portul Odessa spre portul Constanța, sunt încă și dificultăți la acest aspect, la nivel de tranziție, pentru că la începutul acestei perioade, evident, erau aceste dificultăți de transportare, vorbim inclusiv de certificate, sunt anumite bariere și în prezent sau s-au eliminat în timp? Deci noi nu avem probleme, să zicem, cu certificatele necesare pentru traversarea frontierii cu România. România fiind țară în Uniunea Europeană, deci condițiile de traversare sunt similare ca și pentru orice transport care se face pentru comerțul internațional. Alta este problema că nu este încât, să zicem, logistica cea mai bună a portului dezvoltată. Portul a fost mai mult conceput și pentru exportul, să zicem, de cereale, mai puțin era pentru exportul de produse perisabile. Și alt moment este că este și o mică problemă cu containerele pentru transport. Era foarte facil pentru exportatorii noștri utilizarea portului Odessa și Ilicioscu la fel se utiliza. Acum, la moment, deci, sunt primele partide pentru export care vor fi exportate din portul Constanța. Deci, îndemn la fel agricultorii să nu facă panică, fiindcă oricum soluții vor fi găsite. Noi avem o contingență tarifară, 40.000 de tone de măr care sunt liberi de orice taxă de export în Uniunea Europeană. Deci această contingență n-a fost niciodată atinsă de producătorii noștri. Și la momentul actual, deci chiar îi îndemn să profite de această ocazie și să reorienteze la piețele europene, cu acel sortiment de soiuri, la fel, care sunt solicitate de piețele europene. Revenind, de fapt, la discuția despre politica de subvenționare, de menționat, este faptul că în 2021 au fost depuse un număr record de cereri de acordare a sprijinului financiar, circa 12.759. Astfel, în 2022, fondul total de subvenționare constituie 1,5 miliarde de lei, jumătate din alocări constituie datorii către antreprenori pentru cererile aprobate anul trecut. Despre resursele financiare pentru agricultori, dar și planul de îmbunătățire, poate, a eficienței producției agricole, continuăm discuția cu domnul Andrei Zbancă, agricultor, dar și expert al Federației Agricultorilor din Republica Moldova. Vă salutăm, domnule Zbancă!
Bună seara tuturor! Așa, ne bucurăm că ne sunteți alături și vă întrebăm în contextul actual, domnule Zbancă, care sunt poate acele pârghii pe care le au fermierii la dispoziție pentru a face față anului 2022, care se anunță a fi unul plin de provocări? În primul rând, întrebarea este un an specific, ieșind din faptul că avem 4 factori care au influențat la dificultatea antreprenoriatului în agricultură, dacă vorbim. Asta, în primul rând, că majoritatea nu s-au revenit de la seceta pedologică care a fost în 2020. Am început în 2020 cu, sau în 2021 cu criza, 2020 cu criza pandemică. Avem situația care este pe piață cu resurse energetice și, în ultimul rând, și războiul care este în țara vecină a afectat foarte, foarte mult. Care, sincer spun, este foarte greu de cuantificat care va fi impactul și nimeni nu știe care va fi perioada în care va fi finalizat conflictul din țara vecină. Dar, reieșind în faptul dat, un lucru este cert că, conform Organizației Mondiale a Națiunilor Unite, noi avem că criza alimentară se va, va fi o leagă mai dură. Și aici putem avea unele avantaje pentru sectoarele agricole sau produsele agroalimentare. Este necesar, în primul rând, ca toți producătorii care, practic business agricol, în primul rând, să-și măsoare efortul, costul de producere, să aibă o disciplină tehnologică sau disciplină de producere impecabilă, deoarece în cazul când concurența este, va fi mai pronunțată, va fi și foarte mai greu de comercializat produsul care este mai puțin competitiv. Și asta vorbesc în primul rând de calitatea produsului și în ultimul rând vorbesc de costul de producere care este necesar să-l optimizăm. În al doilea rând și vreau să spun că este necesar și sunt la curent că s-au creat un grup de lucru pe lângă guvern unde va fi propuse măsuri curente de redresare sau măsuri curente de anticriză, care vor fi sunt grupate în mai multe măsuri de termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, strategice, care vor fi orientate la ajustarea politicilor și ajustarea instrumentelor financiare pentru, în primul rând, pentru a ajuta sectorul sau producătorii agricoli de a-și îmbunătăți fluxul de numerar. Căci în orice criză, în primul rând, producătorii suferi că nu au suficienți bani sau nu au flux necesar suficient pentru a face cerințelor de a-și organiza procesul de producție. Și asta vorbim, în primul rând, de achiziționarea inputurilor agricole. Căci în agricultură noi avem sezonalitatea sau ciclul agricol nu permite de a avea vânzări stabili pe tot parcursul anului și este necesar să investim foarte mult. Deci, majoritatea măsurilor care vor fi orientate sau propuse pentru anticriză vor fi orientate ca să faciliteze îmbunătățirea fluxului numerar al întreprinderilor, ca să-și poată asigura procesul operațional de producere și astfel ca să putem face față cerințelor pentru a produce produsul cu competitiv. Avem, eu sincer că logistica care distribuție a influențat foarte mult, ea va fi mai scumpă. Să sperăm că pe piața internațională prețul la resurse energetice se va optimiza prin faptul că Europa va diversifica aprovizionarea cu petrol și cu gaz din alte surse alternative, adică va reduce dependența de resursele din Federația Rusă și astfel se va optimiza prețul, care sperăm foarte mult că se va optimiza, deoarece orice scumpire resurse energetice va influența foarte și foarte mult logistica, care din păcate scumpește foarte tare și produsele noastre devin mai puțin competitive pe piețele de export. Într-adevăr, așteptăm diversificarea
piețelor și diversificarea surselor de energie. Suntem de asemenea în așteptare și a acestei tranziții către energia verde, dar întrebarea ar fi dacă ne orientăm, domnule Zbancă, pe aceste necesități ale momentului, necesitățile imediate. Suntem, iată, la începutul anului agricol. Ce spune breasla de agricultori acum în această situație? Cu ce piețe poate încearcă să compenseze pierderile de importuri din Ucraina și Federația Rusă, cel puțin la moment? Nu, dacă vorbim de importuri, vreau să spun că cea mai mare problemă este la noi cu îngrășăminte minerale. Într-adevăr, majoritatea îngrășămintelor la noi se importau din Federația Rusă, de la doi producători mari, cum este Uralchim și Fosagro. Din păcate, embargoul s-a influențat foarte mult și eu cred că este necesar ca traderii sau furnizorii care se ocupau cu îngrășăminte, poate prin intermediul guvernului, să facem niște comisii de a vizita Uzbekistanul, că cândva la noi se importa foarte mult din Uzbekistan îngrășăminte minerale și clar că calitatea poate nu este mai bună, dar mie nu spun întrebarea de calitate, îngrășămintele sunt simplu necesare pentru sectorul agricol. Și asta vorbim în primul rând pentru culturi de câmp, cum este grâu de toamnă, cum este orz de primăvară și în ultimul rând culturi care vor fi însămânțate. Asta este porumbul, care sunt culturi cu necesitate sporită de azot. Dacă vorbim despre altă posibilitate, este producător mare și este Kazahstanul, care tot putem. Este necesar ca oferta să o supliem, că cerința este foarte mare pentru îngrășăminte, necătând că și prețul este mare, dar eu cred că dacă am putea diversifica și chiar să importăm din îngrășăminte minerale, o mare parte din probleme se va epuiza sau se va rezolva în agricultură. Din ce spun? Că noi cunoaștem că în bazinul Mării Negre cele mai mari țări exportatoare de cereale era Ucraina și era Federația Rusă. Sincer, le doresc la ucrainieni și la ruși cât mai repede să rezolvă întrebări, dar atâta timp când nu vor fi rezolvate întrebări, vor fi o perturbație destul de mare și sistemul de aprovizionare și acreditație alimentară cu cereale. Și aici Republica Moldova este necesar ca să-și rezolvă temele de acasă, să-și diversifice importul din îngrășăminte minerale și să punem accent pe producerea cerealelor, căci eu cred că aici ar fi o oportunitate, cum să spun, e plăcut că este război, dar pentru agricultori va fi o oportunitate bună că cerealele vor avea un preț destul de acceptabil pentru comerț. Orice criză, așa, da, cu adevărat, orice criză vine și cu situația de a te reorienta și de a te reinventa. În același sens, vă întrebăm, domnule Zbancă, care este impactul politicilor fiscale, dar și subvențiilor în agricultură? Vin cumva și acestea să atenueze pierderile pe care le au sau le vor avea agricultorii în perioada imediat următoare? Nu, eu vreau să spun că dacă vorbim despre măsuri orientate pentru îmbunătățirea fiscalității pentru perioada de criză, mediul de afaceri cu sectorul asociativ vor înainta niște propuneri destul de bune și eu cred că chiar sunt rezolvabile. De moment, reieșind din crizele care le avem, asta este în primul rând de a facilita din taxa de valoare adăugată care sunt acumulate la întreprinderi agricole ca întreprinderi agricole și se poate achita defalcări pentru fondul social și asigurările medicale sau chiar și alte plăți sau taxe de stat. Eu cred că este o măsură destul de bună ca să putem ajuta sectorul. Altă măsură este de a propune ca pentru procurarea mijloacelor de producție, cum este pesticidele și cum este îngrășămintele, să beneficieze de 20% scutire la taxa pe valoare adăugată. O altă propunere este, de exemplu, ca motorina utilizată pentru agricultură, accizul să fie returnat, asta este o practică care este practicată în Uniunea Europeană, în țara noastră vecină, în România, și asta eu cred că va fi o facilitate destul de bună. În ultimul rând, se poate și merge discuția cu autoritățile publice și să îmbunătățim rata de creditare pentru liniile de creditare internaționale, cum este IFAD, RISP, Livada Moldovei, căci aici eu cred că sunt rezerve și am reușit în luna ianuarie, pe 12 ianuarie am reușit să reducem
dobânda la creditele este cu 35 puncte procentuale, lucrez cu șamuia să reușim să o reducem. De exemplu, altă măsură este ca să asigurăm transportul sau să obținem permisiune de tranzitare a diferitor țări, căci aici este o mare dilemă că avem Republica Moldova este recunoscut sau este perceput ca o țară cu foarte bine transport dezvoltat, dar transportul dezvoltat este îngreunat din cauza că noi nu avem regimul facilitat, adică nu toată vremea sunt comandate sau cumpărate, bronate, nu știu care e procedura de permisiuni de a tranzita țara. Și aici este o dilemă foarte mult, care deseori sunt 4, 2, 3 agenți care le cumpără tăti de permisiuni și pe urmă le distribuie sau le vând la alte organizații de transport și asta scumpesc transport. Deci sunt lucruri destul de interesante și sau, de exemplu, o măsură foarte simplu, că statul impune achitarea impozitului pe venit pentru anul 2022 din impozitul pe venit de achitat pentru 2021. Și aici noi obligăm în felul următor, până în septembrie trebuie să achite o pătrime din impozitul pe venit achitat și până în decembrie trei pătrimi. Și eu cred că aici suntem de acord că un an imprevizibil. Nu știm, anul știm că s-a început cu probleme foarte mari, cu niște perturbații în toate sectoarele, logistică dificilă. Și eu cred că aici ar fi bine devenit ca să abrogăm sau să înghețăm legea asta de achitare impozitului în avans, și să achităm de fapt în 2021 la sfârșit, în 2022 la sfârșit. Și eu cred că măsura asta să fie rezolvabilă, că nu știu cine să câștige, a să câștige statul care impozitul în avans achitat pentru anul 2022, dar poți să câștige statul, dar se pierde o mulțime de antreprenori care pur și simplu n-ați poate rezista tuturor, hai să vorbim, forțelor este majore care afectează business-ul. Domnule Zbancă, vă mulțumim pentru dialog. Într-adevăr, ne-ați dat mai multe idei. Lista ar putea continua. Le discutăm pe rând. Vă mulțumim pentru conversație. Ne auzim de bine. Toate bune. Nu, toate cele bune. La revedere. La revedere. Domnule Fala, au fost cumva și mai multe idei care sunt deja în curs de implementare în Republica Moldova, despre care ați menționat și dumneavoastră. Întrebarea ar fi dacă ideea de a produce fertilizanți în Republica Moldova sau în creșeminte ar fi una viabilă și cum ar arăta de fapt această tranziție, dacă ar fi o soluție, nu poate una imediată, dar pe viitor. Eu vreau să mulțumesc domnului Zbanc ca agricultor și, în primul rând, și ca expert pentru propuneri. Vreau să spun că toate propunerile pe care dumnealui le-a propus deja sunt în pachetul de 24 de propuneri pe care Ministerul Agriculturii le-a elaborat pentru guvern și o parte din ele sper că vor fi puse în acțiune chiar imediat într-o perioadă scurtă pentru a depăși criza. Privitor la producerea de îngrășăminte, noi la producerea de îngrășăminte 75-80% din cost este energia sau gazul. Ceea ce să zicem la moment, producerea în Moldova ar fi una costisitoare. Ce le propunem producătorilor agricoli? Utilizarea în circuitul agricol obligator a culturilor leguminoase pentru boabe. Soia, mazărea, fasolea, lintea și așa mai departe. Deci aceste culturi asigură răturnarea în sol cel puțin la 50 de kilograme de substanță activă sau noi vorbim cel puțin 120 de kilograme de selitră amonecală care noi introducem la hectar. Dacă cum ziceam, mulțim la costul de 18-20 de lei kilogramul, deci noi avem 2400 de lei pe care noi cu o cultură le întoarcem în sol. Și trebuie să revenim la aceste culturi. Plus de aceasta, aceste culturi sunt solicitate și de crescătorii de animale ca culturi care asigură rațiile alimentare. Rentabil. Deci pentru animale. Mai avem un dialog. Alături de noi este domnul Vasile Mârzenco, director executiv Federația Națională a Fermierilor din Moldova. Bună seara!
Bună seara. Domnule Mărzeancu, așadar problema îngrășămintelor, a prețurilor crescute la combustibil și energie, întrucât Federația Rusă, menționam, este unul dintre cei mai mari exportatori de îngrășăminte care folosesc în agricultură și al căror preț explodase încă dinaintea războiului. De fapt, ce dimensiuni poate aduce toate aceste provocări pentru fermieri? Ceea ce s-a întâmplat ultimul an de zile, mai ales cu creșterea aceasta exagerată a prețurilor și la combustibil și la îngrășăminte, lovește direct în eficacitatea producției agricole, lovește direct în prețul de cost al produselor. Producția noastră și fără aceasta nu era suficient de competitivă nici pe piața externă, nici pe piața internă. De atâta, și ieri noi am discutat cu domnul Fala într-o altă emisiune, ceea ce propune Ministerul Agriculturii, numai ceea ce a spus domnul Anatol, sigur că este strict necesar ca noi să respectăm rotația culturilor agricole în scopuri și economice, dar și de păstrarea calității solului. Dar, oricum, aceste măsuri, ele nu pot să acopere tot necesarul de nutriții a culturilor, mai ales a culturii mari, a grâului semănat în toamnă, cu azot, mai ales. De atâta, sprijinul agricultorilor la procurarea îngrășămintelor minerale pentru a fertiliza semănăturile de toamnă, mai ales, dar și chiar semănăturile care le vom efectua în primăvară de floarea soarelui, de porumb, este strict necesar lucrul ăsta, fiindcă și ieri am vorbit că lipsa de nutriție suficientă sau, la urma urmei, chiar și lipsa de investiții în îngrășăminte în agricultură duce după asta sau condiționează sau face ca să scadă substanțial randamentul sau rentabilitatea producției. Noi, și fără această situație care s-a creat anul ăsta, o duceam destul de greu, destul de complicat. Însă acum au venit mai multe una după alta, criză după criză, și cheltuielile la unitatea de suprafață sau la unitatea de greutate, de cultură cultivată, grâu, porumb, floarea soare și alte culturi, cheltuielile pe unitate vor crește, vor crește și prețul la produsele agroalimentare. Piața noastră este o piață slabă din punct de vedere a consumului, din punct de vedere a capacității de plată a consumatorilor pentru aceste produse. Prețurile, eu sunt sigur că nu vor crește în același raport cum au crescut prețurile la îngrășăminte și la combustibil și la piese de schimb, la tot ceea ce noi procurăm. Și la final noi ne vom alege cu cel mai probabil cu pierderi, nu cu venituri foarte modeste așa, sau să ajungem la sfârșit de an măcar fără datorii în bănci, fără datorii față de furnizori. De atâta, eu nu cred că funcționarii sau specialiștii de la Ministerul Agriculturii, dar chiar și cei din guvern și din parlament care au în sarcină să monitorizeze și le intră în sarcină lor direct de serviciu problemele agriculturii, că ei nu înțeleg această situație și nu înțeleg că dacă noi nu vom investi în agricultură la o cotă satisfăcătoare, va pierde în final și bugetul țării, și salarii mai mici, salarii sub nivelul așteptărilor a celor care sunt angajați în agricultură, dar în agricultură lucrează un număr enorm, suficient de important de lucrători, mai ales la sate. Respectiv, dacă salariile nu vor fi cele pe măsură, nu vor fi nici tranzacții la buget, de aici din venituri. Toate sunt legate una cu alta, într-o ecuație, dacă noi nu suntem destul de pregătiți ca să soluționăm această ecuație, această problemă economică, vom avea de cules în toamnă recolte foarte, foarte modeste și pe locuri chiar triste.
Domnule Mărzenco, dar ne putem face și anumite, poate, predicții am avea cu privire la recolta anului din 2022? Situația, domnul Anatolu cunoaște, mulți semănători arată. Eu sunt acum în câmp și chiar privesc un câmp semănat cu grâu, satul vicin, Riece, raionul Strășeni. Mai că nu înțelegi, eu sunt la vreo 200-300 de metri de acest câmp, îl bate soarele acum, iluminat, destul de bine se vede, abia se întrezărește ceva verde în acest câmp. Sămănăturile sunt multe, sunt foarte slabe. Afară timpul parcă prevestește vântul ăsta și temperaturile astea nu sunt tare mari încă, dar se așteaptă zilele viitoare, următoare, temperaturi mai mari, parcă prevestește secetă. Noi trăim cu speranța că lucrurile din punctul ăsta de vedere al condițiilor naturale se vor îmbunătăți ca și anul trecut, dar chiar dacă vor fi și ploiți la timp, dacă nu vom administra suficient fertilizanți la cultura grâului mai ales, dacă vorbim despre ea acum, vor fi diminuări importante de recoltă la această cultură. Dar ce înseamnă grâu, mai ales grâu de panificație, eu cred că fiecare noi ne dăm seama. Și această situație nu este numai la noi, este în toată regiunea și în toată lumea. Nivelul producției, mai ales a grâului, scade an, se prognozează recolte mai reduse de grâu. Domnule Mărzenco, noi vă mulțumim pentru dialog, mulțumim că v-ați făcut timp să discutați cu noi chiar din câmp. Ne sperăm să ne auzim de bine și să avem o discuție în care să discutăm deja de această perioadă de post-criză. Mulțumim! Toate bune! Da, seara bună! Seara bună! Domnule Fala, avem practic un minut până la finalul acestei emisiuni. Am început emisiunea cu un mesaj către agricultori. Poate pe aceeași notă ne propunem să și încheiem această ediție. Domnul Mărzenco menționa de aceste riscuri. Culturile pot răsări neuniform. Cum ne înarmăm în această perioadă de criză? Da, deci domnul Zbancă la fel a spus și domnul Mărzenco la fel, trebuie să ne facem temele de acasă ca agricultori. Să facem la timp lucrările tehnologice, să reținem umiditatea în sol, să asigurăm cu minimul care este necesar de îngrășăminte, îngrășăminte la moment sunt, și sunt sigur că în timpul imediat, Ministerul Agriculturii, dar în primul rând Guvernul, va veni cu pachetul cel de soluții pe care l-a cerut mediul de afacere și pe care Ministerul Agriculturii l-a formulat în 24 de propuneri, atât la nivel de intervenții pentru procurarea de mijloace de producție, cât și cele legate de facilități care ar fi fiscale. Eu vreau să îndemn pe toți agricultorii și am spus încă o dată, am avut perioade și mai grele și o să trecem și cu brio și această provocare. Să fie, vă mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm la Obiectiv Comun. Doamnelor, domnilor, mulțumim că ne-ați vizionat. Rămâneți alături de TVR Moldova. Toate bune! La revedere!